părăsit competiția cu un zâmbet amar. Semeață și încrezătoare în forțele proprii, ea nu se aștepta de fel să fie eliminată. În cursa pentru premiul cel mare au mai rămas acum doar 10 fete. De această dată, protagonistele vor păși alături de Cătălin într-o aventură exotică, pe un tărâm unic, mistic, luxuriant și încărcat de istorie. Echipa Next Top Model a avut privilegiul să se bucure de ultimele zile de pace în Egipt, înainte de izbucnirea revoltelor de stradă. Este trecut de miezul zilei și fetele nu au primit încă nicio veste de la Cătălin. Ele se bucură întihnă de momentul de respiro și își fac care mai de care de lucru prin casă. Ia să facem noi o inspecție, dacă tot... Păi, Josara, băi, dar ce halică ești? Nu sunt poți. Dar zici că ești cu soțul acasă. Așa ești de... Păi, eu m-am obișnuit. Parcă ai mai slăbit, da? Sau te-ai îngreșat? Am slăbit, nu, am slăbit. Da? Da. Ia, ce aveți pe aici? Ce mâncați? Astea sunt... Aoleu, câtă pâine. Aoleu, câtă pâine. Aoleu, câtă pâine. Eu personal nu mănânc pâine. Dar cine a mâncat pâine aici? Ei, nu pot să curăț. Ce faceți? Da, tu ai mâncat pâine? Nu. Dar ce ai mâncat ieri? Am mâncat cereale. Ia zi, Sara, ce ai mâncat? Eu am mâncat pâine. Cereale fără, doar cereale, nu? Sau cum? Cu lapte. Cu lapte. Cu pâine, eu pâine. În rândul fetelor, Liviu trece drept cel mai exigent membru al jurului. 2, 4, 6, 8, 9. Inga nu. Asta, bine, seara asta sperăm că vine cu vești bune, cu viza în buzunar, în pașaport. Am niște surprize. Prima. Astăzi o să mergem pe un platou de filmare. Wow. Pe platou de filmare de la Narcisa Sărbat. Vreau să vă prezint pe cineva și anume pe Narcisa, chiar pe ea, care este un... model. A vrut să fie model și a ajuns model. A vrut să fie actriță și a ajuns actriță. Iar mâine dimineață, asta e a doua surpriză, mai mergem undeva. Și nu oriunde. Unde? În străinătate. În Egipt. Foarte tare! Cum vă sună? Ia cu tine! Ia cu tine și inima, inima mea și ascund-o în bagaje pe undeva. Ia cu tine acolo, în America! Nu, că America! Caino! Plecăm în America, ai vrea tu? Hai, îmbrăca! Hai, Lucia, mai repede, Lucia! Ai mâncat chifle? Ce ai făcut? Hai! Hai că am ajuns la Narcisa! Scuză-mă! Încântate, nevoie mare și extrem de nerăbdătoare, protagonistele Next Top Model își fac apariția pe platoul de filmare. A fost o surpriză imensă. Foarte, foarte frumos. Nu-mi venea să cred. Când am intrat în casă, mă uitam așa, Doamne, ce frumos să mă uit, să văd de acasă serialul, să-l urmăresc și acum să fiu exact pe platourile de filmare. Vrea cineva să fie actriță de acum încolo? Și de aici vorbim mai departe. Poate ele nu vor asta, vor să rămână la modeling și sunt niște vizitatoare ca la Muzeul da. Peleș, nu? Nu cred că aș putea să profesez vreodată ca actriță.
Nu că nu mi-ar plăcea, dar nu cred că am calitățile necesare, dar niciodată nu se știe ce se poate întâmpla. Poți să faci orice meserie, dacă sigur ai vocație, cu disciplină. Deci disciplină, foarte multă seriozitate. Eu cred că îți trebuie talent și noroc. Păi da, norocul ăsta trebuie să te prinde pregătit norocul ăsta. Mai e și determinare. Nu e chiar așa. Ba, da. Eu cred că stăm mult în determinare. Dar ia spune, câte cărți ai citit norocul ăsta? Le-am citit din greșeală, că era în bibliotecă. Nu mi-am propus nimic, jur! Modeling. Și treaba asta sună așa exotic, modeling, top model. Știu eu ce-l vrea ele de la viață. Nici eu nu știu ce vreau, să mă fac mare. Care dintre voi vrea să fie actriță? Apare vreuna aici în față? Noi să vedem. Insistăm totuși. Că e una aici în spate care a vrut să fie actriță. Și a și reușit? Păi eu n-am zis că a reușit. Liviu Ionescu m-a trimis într-o bună zi la un primul casting de film. Inițial nu prea am vrut să merg pentru că era și prima oară, nu știam ce ar putea să se desfășoare la acel casting, ce ar putea să se întâmple la acest casting. Dar până la urmă m-a convins din două cuvinte, nu trebuie să te stresezi, du-te acolo, vezi ce e și dacă e bine, asta e, o încerci. La începutul filmărilor s-au făcut pariuri cât rezistă Alina. Pentru că filmările la un asemenea serial durează de dimineață, pot să dureze de dimineață până noapte. Zi de zi, uneori, poate chiar și fără weekenduri. Anastasia, Dumnezeu te-a binecuvântat! Nu-mi spune mie de Dumnezeu! Dumnezeu mi-a luat-o pe mama, tot ce iubea mai mult pe lumea asta! Și eu te iubesc, hai! Unde duci perna asta? Mă duc să o scutur în dormitor la Tudor, na, înțelegi? Hai că mai închide. Doamne, cât o urăsc! Aș strânge-o de gât cu mâinile mele! Cel mai mult mi-a plăcut tipa care, da, este cu părul, nu știu cum se numește. A fost foarte tare când și-a jucat rolul, cum... M-a impresionat foarte tare pe mine. Stai un pic. Ăsta era primul exercițiu pe care noi l-am primit la actorii. Uitați-vă la aia, vorbesc foarte serios. Stai. Cum te simți? Te simți privită, stânjenită? Da. E bizar, sunt ăștia, ți-a zis bo ăsta să stai în picioare, care-i treaba, nu știu exact. Bun. Acum stai aici și spune-mi exact, numără câte butoane are telecomanda asta. Aveam și emoții, am văzut eu 9 butoane, dar din nou m-am pus să le număr. De la capăt, 2 câte 2, nu mi-eșa. Zic, bine, sunt 12. 12. Sunt 12 butoane. Bun. Cum te-ai simțit prima oară versus a doua oară? A doua oară te simți mai bine? Aveai ceva de făcut? Da. Atunci când gândești ceva într-un sens, te simți mai confortabil, ai o treabă. Căutați-vă de lucru când stați așa pur și simplu doar așa, știi? Căutați-vă ceva de făcut, ceva de gândit. N-aveau habar despre modeling, cum nici noi nu aveam habar despre actorie, dar oricum au fost foarte, cred că au vrut să elimine competiția și ne-au făcut în așa fel încât să ne dorim să rămânem pe partea asta a modelingului, să nu ne batem spre actorii. Au avut multe replici mai dure la adresa modelului și noi, eu una m-am simțit oarecum ofensată sau vizată. Modelele sunt exact ca și colecțiile, adică s-ar putea vara viitoare să nu mai fie in. La modă. Da. Hai mă, că au fost bune amândoi. Da, ce să mai... De ce să fie mereu? Impresia mea despre jobul ăsta pe care vreți voi să vi-l alegeți este că e mai greu să găsești oameni cu care ai ce discuta și care să te ajute să te dezvolți pe plan spiritual, să zic. 1, 2, 3 și... M-am născut între carpați! La pale de munte! Cum era așa? Oricum, se pare foarte tare. Da, i-am văzut oricum am rămas cu gura căscat, da. Eu nu mai știu ce să deci mai zic. Deci avem emoții incredibile când au început să joace rol. O fată extraordinar de frumoasă, care ar face întâi actorie și în paralel și modeling, cred că ar spulbera toate joburile, ar face o carieră de succes în ambele, dar cu atât mai mult în modeling. Cele 10 frumoase, încărcate de bagaje, își fac apariția țanțoșe în aeroportul Enrico Andă. Este pentru prima dată când zbor, sunt emoționată și sper să
să pot să mă, să mă calmez. Doar câteva formalități și fetele își vor lua zborul către bătrânul și fermecătorul Egipt. Am mai zburat când am fost micuță, dar oricum am emoții pentru că nu știu cum este senzația aia și mi-e frică puțin. Cu toate că îmi place extremul, dar mi-e frică, nu știu. Păi, da, parcă mi-e frică așa. Mi-e frică. De zbor. Sunt nebună. Acum vreau să dorm, dar nu mă lasă nebună în pace. Tu mă închiși ochii, trezește-te. În rândul concurentelor, doar Sara a mai vizitat până acum Egiptul. Fetele așteaptă cu nerăbdare trecerea de la cele minus 10 grade din București la cele 30 cu plus preconizate în Țara Faraonilor. Vor fi prezentări de modă și shooting-uri foto. Și toate astea numai datorită taromului care ne-au ajutat cu bagajele, pentru că nu vreți să știți câte colecții car cu mine, câte geamantane a trebuit să aducem la Cairo pentru a realiza acest shooting foto și mai ales aceste prezentări. Egiptul sau Darul Nilului, cum i se mai spune, este patria unei civilizații străvechi, fascinante și misterioase, ale cărei necunoscute au rămas tăinuite până în zilele noastre. Farmecul acestei țări a fost umbrit în ultima perioadă de conflicte violente de stradă, care au înfricoșat întreg mapamondul. Next Top Model by Cătălin Botezatu a fost consemnată de autorități drept ultima echipă TV care a vizitat Egiptul în vremuri de liniște și a reușit să transpună în imagini adevăratul spirit al acestui loc de legendă. Fetelor, welcome to Egypt, sau mai bine spus, marhaba, sau pentru toți cei ce ne privesc, bine ați venit în Egipt. Suntem la cel mai frumos resort de pe Riviera Mării Roșii. Veți avea parte de aceleași provocări ca și până acum și ne vom și despărți de anumite persoane, pentru că astea sunt regulile jocului. Dar până atunci să ne bucurăm de acest luxos resort și vă propun să-l vedem. Haideți! Haideți! Bine! Luxul și rafinamentul Orientului te lasă fără suflare. Hotelul de 5 stele plus în care sunt cazate fetele întrece orice așteptare. Căscătuțe! Aici mă pălăcesc! Băi, dar uite cât de mare e, imens! Superb! Bă, de ce foarte frumos. Uite câți palmieri poți să aibă! Uite, uite mare! Da! Uite ce frumos se vede! Priveliștea este copleșitoare, apă cristalină, nisip fin auriu, palmiere și flori pretutindeni, piscine îmbietoare la tot pasul și o veritabilă atmosferă de vacanță. Uite, mă, ce nebună! Ia uite! Ce caldă e! E super! Uite marea! Eu deja mă dezbrac de pahuma. Ce pana mea, să nu intru și eu în mare. Și așa nu e Cătălin pe aici să mă vadă. Nu mai vreau nimic. Ia-ți-o pe asta, Luci. Hai. Ia, hai. Uite și Luci intră în apă. Luci! E sărată? E trecut de miezul nopții și fetele nu s-au îndurat să se culce. Au hoinărit pe plajă până târziu, fără să bănuiască ce li se pregătește. Da. A, bună, Cata. Bună, Cătălin, scuză-mă, chiar am crezut că ești tu la ora asta. Ce s-a întâmplat? Da? La 5 de dimineață? Am înțeles, da, ok, nu e nicio problemă. Să fim gata în 4 ore pentru că o să mergem într-un loc fantastic.
Pe malul răsăritan al Nilului, în Luxorul de azi, se înalță un vestit templu antic, loc de periplu însemnat pentru toți cei care calcă pragul Egiptului. Bătrânul Karnak, denumit de înțelepții antichității cel mai ales dintre locuri, reprezintă în fapt o adunare de temple sacre ale mai multor dinastii străvechi. Emisiunea Next Top Model by Cătălin Botezatu a fost singura producție TV care a obținut de mai bine de 10 ani încoace permisiunea de a filma în inima acestui simbol al culturii egiptene. Și acum la lucru. Între zidurile templului Karnak încep pregătirile pentru prezentarea de modă. Machiaje extrem de sofisticate și coafiuri elaborate se conturează clipă de clipă. La un moment dat, după ce s-au schimbat câteva din fete, dintre care și Lucia în rochia păun, mi-a cerut să se așeze jos și am zis, așează-te, uite, e loc destul lângă mine, îți mai fac, mă mai trag dacă vrei. A, nu, că eu vreau să mă așez pe geantă, pe geanta mea. Și m-a făcut nesimțită că nu i-am dat-o. Păi cum adică? Ți-o dau dacă vreau, e geanta mea, nu spui tu dă-te de pe geanta mea, care e a mea. Este o persoană, un caracter foarte neplăcut pentru majoritatea fetelor de aici. Foarte urât din partea ei. Alta care se crede prințesă, deși Madalina zice că noi ne credem. Eu nu cred că m-am crezut prințesă și nici nu cred că am făcut vreun moft. Colecția lui Bote, Peacock, alias Păun și fetele Next Top Model fac senzație între turiști. Fetelor, suntem la cea mai mare provocare, în cel mai frumos loc din lume. Este un templu în care putem spune că s-a născut civilizația egipteană. Este cel mai faimos templu din lume. Aici sunt cele mai înalte coloane din lume, 42 de metri înălțime. Este vechea Tebă, templul Karnak din Luxor, se consideră fără dar și poate o minune a lumii. Se consideră locul în care fiecare faraon și-a pus amprenta, lăsând aici colo un templu, un obelisc, o grădină, minuni ale lumii. Astăzi veți avea un faraon, veți avea, așa cum spuneam, cele mai înalte coloane din lume și cele mai vechi coloane, peste 3.000, aproape 4.000 de ani. Nu simțiți așa că vă apasă istoria pe umeri? E bine, sunteți printre puținele manechine care au avut șansa să defileze aici. Va fi un catwalk, un fashion show. Accesoriul, în ghilimele spus, este faraonul pe care voi va trebui să-l cuceriți. Foarte multă drama. Provocarea este că nu aveți muzică. Deci trebuie să vă închipuiți, să vă întoarceți în timp, acum 3.000 de ani, când Nefertiti sau, eu știu, alte femei frumoase încercau să-i se ducă pe faraon, să le intre în grații. E bine, asta veți face și voi, defilând, dar în același timp fiind foarte teatrale, folosindu-vă de tot ce înseamnă accesoriile de pe voi, folosindu-vă de aceste voaluri, aceste rochii vaporoase, de seducții, de mișcări senzuale, fără să vă apropiați prea mult de faraon, dar să-l câștigați. Da? Ok? Rochile au fost superbe, colecția Peacock într-adevăr merită aplauze. Este, după părerea mea, și știu că i-am văzut și celelalte colecții din poze, este cea mai bună și îmi place și colecția Return to Ra. Sunt preferatele mele. Ce? Rochia mea a fost una mai simplă, a avut un implic meu deosebit și m-a bucurat faptul că era foarte vaporoasă și puteam să fac, să-i fac o coreografie în timpul prezentării, care e foarte important pentru mine ca model să pot să joc un rol, pentru că de fapt asta se cerea. Sinceră să fiu,
m-am simțit ca o zeiță. A fost o senzație extraordinară. Am avut ocazia de a fi tratate exact ca niște manechine profesioniste. Ca să fiu senzuală, m-am dus la el ca și când, ia uite cine sunt eu, haide, uite, încerc să te cuceresc, acordă-mi atenție, asta a fost scopul meu. La un moment dat am încercat să fac o poză, dar voalul meu a venit la picioare și m-am împiedicat, n-am căzut, m-am întors și m-am văzut de drum. Am avut unele ezitări, zici că eram speriată de bombe. Nu știam în ce parte să mă uit. Trebuia mai multe lucruri odată să mă concentrez să le fac. Cât ține de mers, de rochi și unele poziții care le foloseau egiptenii antici. Și drama pe care Cătălin ne-o spunea că trebuie să o redăm prin a-l seduce acel faraon și... Nu, a fost grea provocarea, nu am ce zice. Am avut o rochie foarte grea și complicată în același timp, plină cu pietricele. Mi-a fost greu să merg în ea, trebuia să o țin pentru că era și lungă. Mi-a trecut și un cățel prin față și o femeie și aoleu! Cătălin era destul de mândru. Cred că i-a plăcut. Sper. De fapt, să-i fi plăcut. M-am împiedicat de vreo 3-4 ori și pe lângă faptul că nu era foarte denivelat, am avut și rochia foarte lungă și am călcat pe ea, mi-a intrat în tocuri. Am zis că sigur am să cad. Din fericire nu am căzut, dar asta e. Nu m-am descurcat extraordinar de bine. Ok. Aceasta a fost provocarea voastră. Bravo! Din punctul meu de vedere a fost ok, mai ales că condițiile sunt vitrege într-o țară ca și Egiptul, unde este aproape imposibil să faci o prezentare de modă în acest templu. Iată că imposibilul se întâmplă la Next Top Model. Iată că visele întotdeauna devin realitate. Iar voi, repet, ați fost niște adevărate regine. Noi toate fetele suntem de acum deprinse cu publicul și ca să ne admire, să ne pozeze. Dar faptul că erau turiști care au venit altceva să vadă și ne-au întâlnit aici pe noi, de acum îmbrăcate, aranjate ca niște Cleopatre, erau foarte încântați. Asta cred că și pentru ei a fost ca un show aici să întâlnească. Cred că și ei sunt foarte norocoși ca și noi că am avut aici o prezentare. Vedeam cum veneau turiștii, se puneau lângă mine, se pozau, nici nu mă uitam la ei, nici nimic, și ei veneau, se așezau pe rând lângă mine, făceau poze, thank you, look like a model, you're very beautiful. Publicul nostru a fost genial, având în vedere că ei au venit să viziteze un templu și nu m-a interesat pe nimeni ce spunea ghidul, ce le spunea, nu știu, toată lumea era cu aparatele foto la noi, noi eram ei. Yeah.
dacă la început autoritățile locale au fost oarecum reticente cu privire la prezența echipei Next Top Model în templu, după prezentarea de modă din Sala Zeilor, la cererea turiștilor, acestea au solicitat un bis, o nouă defilare pe Aleea Sfinșilor. I am your lover. Come to my side. I will open the gate to your love. Fetelor, v-ați descurcat bine. A fost iară un show, un real show, pentru că orice trebuie premiat, nu? În seara asta toate sunteți premiate, așa că o să vă invit de seară la o surpriză plăcută, sper. Să ne relaxăm puțin pentru că mâine o luăm de la capăt, da? După prezentare a trebuit să se schimbe toate fetele și nu aveam un loc anume, mă rog, amenajat, unde să nu ne vadă toată lumea, aveam doar un singur cerceaf. Și intrasem și eu să mă schimb, Adela, am rugat-o de 3 ori să-mi țină și mie cerceaful, că eram aproape goală, eram doar în chiloți. Și pe ea a durut-o fix în și a trecut mai departe. Vreau șervețe, dai? Încat? No. Nu. N-am mâncat cam nervi. De ce? De ce? Pentru că unele de aici, în special asta mică cu capul mare... Ce ai făcut? Când o vin... Ce-am făcut? Ce-am făcut? Cum adică nu știu despre ce e vorba? Te crezi vreo prințesă? Te-am rugat să-mi ții și mie cerceaful ăla. Nu, am auzit. Din partea asta? Lasă-mă, iasă, grăbea repede să iasă. Eu stai, ține-mi și mie cerceaful. Cu tine te-a durut în... Nu înțeleg de ce mă roagă pe mine când le are pe prietenele ei. Mă depășește situația. Treaba asta nu că o spun că ar trebui să se facă în echipă, că ar trebui să fim o echipă, măcar din bunul simț, să zică, băi, fată, vreau să-ți țin cerceaful sau nu vreau să-ți țin cerceaful. Și m-a scos din sărite, mai ales că este foarte falsă cu mine și pisicoasă și mădălina în sus, mădălina în jos și mă mușcă de... Până la urmă, e un concurs, nu suntem o echipă. Nu văd care e problema. Foarte pisici cu mine, că-ți dau cu sticla asta în cap. Vezi, mare grijă. Nu eram obligată să-ți țin ție cerceaful și dacă te auzeam, ți-l țineam. Dacă nu stai dracu acasă. Nu stau acasă. Nu stau acasă, deci nu vorbim așa, că-ți dau una că te învârți. Ai înțeles? Nici tu nu vorbi mie așa. Eu vorbesc cum vreau eu, da? În cazul ăsta și eu vorbesc cum vreau eu. Bine. Păi... Deci nu mă scoate din arele. Eu știam că Lucia are ceva cu mine. Nu știam și de Mădălina. Așa că... Bine. Ele oricum, dacă are una ceva cu cineva, o amândouă. Adela a început să ne calce pe nervi pe multe dintre noi. Are tot timpul... tendința de a conduce, de a arăta că ea știe absolut tot, de a face pe deșteaptă, într-un cuvânt. Dar și chestia asta deja a început să sictirească pe foarte multe dintre noi. Sincer, nu mă interesează părerea Mădălinei, nu mă interesează părerea Luciei. Am alți oameni de la care pot să învăț ceva, nu de la ele. Fără să zic că am vreo treabă cu Adela sau cu Mădălina, Mădălina a avut dreptate, pentru că și eu, dacă aș fi fost în locul ei și aș fi avut nevoie de ajutor și să o rog pe Adela să mă ajute și dacă nu ar fi făcut ce aș fi cerut, normal că m-aș fi enervat și eu. Să crede prințesa, big head. Știai, făi, că ai capul mare și că n-ai nimic în el? Tu de ce râzi? Așa ești! Păi nu-i așa, de ce nu recunoașteți? Păi, dar ce, a negat cineva? A? Zic că a negat cineva? Păi atunci spuneți că da, am dreptate. Mă, dar nu cred că știi tu ce-am eu în cap și ce nu. Nu, eu spun cum arată. Bă, o fi mare, nu fi mare, problema mea. Sincer, nu știu care e problema Adelei. Cred doar că mă invidiază. Cred că
din punctul meu de vedere, am mai spus, este o fată frustrată și că ar vrea să arate cum arăt eu și că, mă rog, să aibă și ea, ca să zic așa, o fizionomie mai drăguță. Are un cap foarte mare și, din câte se știe, toate fetele o numesc Big Head. Asta e adevărul, are capul mare, dar nu am nimic personal cu ea. Deci eu spun un singur lucru, să nu mă mai pupi atâta în și să nu mai fii așa de pisicoasă și falsă cu mine și să mai și spuneți că sunt popușă gonflabilă. Mâncați toate care vorbiți, inclusiv tu. Eu n-am că toate vă uitați după mine cum arăt și toate mă mângâiați pe da? Băi, eu n-am zis de tine că ești păpușă gonflabilă, în primul și primul rând. Nu. Și în primul și primul rând. Și faptul că ai schimbat de pe vremea nu mă deranjează cu absolut nimic. Nu-i problema mea ce ai tu, nu-i problema ta cea mea. Reacția Mădălinei mi s-a părut pe măsura educației. Ea e învățată să țipe, să urle, să jignească, să... lucruri de genul ăsta. Așa e obișnuită, așa să reacționeze, dar mi se pare puțin cam deplasat pentru o persoană de 25 de ani să înceapă să urle și să arunce și să țipe și nu știu ce. Mamă, e gravă treaba cu asta. Deci mă abțin să nu mă învinețesc. Mă abțin să nu mă învinețesc. Ce-a făcut? Cum se crede e mare prințesă? Paraoanc, probabil, dacă e pe aici. M-a enervat Mădălina cu reacțiile ei. Adică, ce facem? Ne luăm la pumn? Ne ia pe toate la pumn? Că nu-i convine ceva? Păi poate ne punem toate și o luăm pe ea. Să văd dacă-i convine. După faptă și răsplată, performanța de la Templul Karnak nu este trecută cu vederea de bote, care le-a pregătit o seară pe cinste. L-am chemat în locul ăsta pentru că am o surpriză pentru voi. Ok, fetelor, el e surpriza. El e Ahmed. Știu că vă uitați așa ciudat la el. Este un, poate, cel mai bun dansator derviș din Egipt. Va face o surpriză, zic eu, plăcută. Eu l-am văzut. Este extraordinar ceea ce face. Și pentru că suntem într-un loc extraordinar și exotic, dans derviș. Ahmed, good luck! Dansul egiptean derviș reprezintă în cultura musulmană mai mult decât o performanță scenică uluitoare. Înseamnă relație cer, pământ, om și Dumnezeu. Rotirea protagonistului pe ritmuri muzicale din ce în ce mai alertă este în fapt o contopire tot mai adâncă a celor patru elemente. Nu am mai auzit nimic despre dansul ăsta. E prima oară când văd așa ceva și nici numele nu l-am reținut prea bine, dar e superb. Probabil e un dans tradițional de-al lor. Nu știu, sau probabil el a descoperit că poate să facă lucrul ăsta foarte bine. Eu îl priveam și amețeam, dar el nu știu cum a rezistat atâta timp, că a durat ceva timp. Chiar a fost o surpriză foarte, foarte tare. Luminițele au fost superbe, nu mă așteptam. S-au aprins așa de dată, nici nu mi-am dat seama când, pe ce a pus mâna, ce a făcut, s-au aprins. Era superb și apoi avea două rânduri de fustiță, rochiță, ce era aceea, și le învârtea în mod separat, nu știu, era ca un carusel. A fost superb, mi-a plăcut la nebunie. Thank you.
se te învârtește așa e puțin cam nu prea bine pentru organism. Cap, creier, adică nu e ok. Hai să vă văd acum, că am o provocare pentru voi. Nu! Să știți că l-am adus pe Ahmed. Eu nu pot să mă învârt așa. Provocarea în următoarea emisiune va fi legată de un cât vă, de mult vă puteți învârti într-o rochie de seară. Bine! Trebuie să te uiți într-o piață. Când te învârți, trebuie să te uiți într-un singur punct. M-am învârtit, am dansat un pic, chiar m-am simțit foarte bine. După ce m-am oprit, nu mai vedeam nimic. Vedeam de două ore, îl vedeam pe Cătălin. Nu știam în ce direcție să iau, ce să fac, cum să fac. Dar a fost frumos, mie mi-a plăcut la nebunie. Sunt prea subțire și m-a legat de sus, iar când a picat în jos, m-am oprit. Era foarte grea, foarte, foarte grea. Bine, Sara! Nu te opăi! Am fost supărată, dar m-am simțit așa... un pic aiurea. Pentru că na, nu ți-e tot una să ți se rupă beteaua de la maiou sau de la tricou și să rămâi topless. A fost amuzant. Nu se aștepta, a ridicat mâinile în sus, din câte am înțeles era foarte subțirică breteaua ei și a ieșit surpriză. Era normal să reacționeze ca atare, adică să râde, să chițăie sau să mă compătimească, deși nu cred. Da. Hai, toate fetele se vină la mine! Hai, dansăm, hai! La un moment dat, când mă învârteam, am auzit că băteau din palmi și mă gândeam, cred că asta e pentru mine. Bine, Inga! Bravo, Inga! E ceva interesant, pentru mine a fost ceva nou și cred că pentru multe din noi, adică să te învârtești așa, nu poți, adică să te apuci așa pe în casă, să te învârtești. Eu pot să fac așa. L-am provocat pe Cătălin să danseze și el, dar nu accepta provocarea. Vă las în continuare, o seară plăcută. Nu rămâneți prea mult pentru că, repet, ziua la noi, pentru cine nu știe, începe la 4 dimineața și se termină ca acum după miezul nopții, dar nu înseamnă distracție, ci mai mult de 12-14 ore muncă. Noapte bună! Noapte bună! Deși se așteptau să fie din nou trezite în creierii dimineții pentru Temir, ce provocare! Iată că protagonistele Next Top Model se bucură de o dimineață târzie pe malul Mării Roșii. Cocktailurile răcoritoare din fructe exotice par să le crească entuziasmul când, ce să vezi, un mesaj cu tâlc de la Cătălin Botezatu. Am primit un mesaj. Ia să vedem! Să vedem! Vreau și eu! Mesaj de la Cătălin. Mesaj? Da? În esență, vă așteaptă o zi exotică pe malul Mării Roșii, cu parfum de vară și totuși, deși n-ar părea, provocarea este una majoră. Al meu! Dar oare ce ne așteaptă? Noroc! Ceva exotic! Să ne bucurăm cât mai putem! Hi, Pete!
Ce PC? Ce PC? Ce aici? Ne-a arătat ceva. Ați primit mesajul? Da. Și? Lucia, ce faci acolo? Hai, în not, în not, repede, până aici. Hai, în not. Dacă tot ai intrat, hai. Hai, hai, în not, tare. Hai, hai, hai mai repede. Hai, Lucia! Hai, Lucia, că te descot pe cineva astăzi. Îmi pare rău că vă deranjez, dar trebuie să începem machiajul și coafura. Și aș vrea să, în 5 minute, să vă strângeți hainele. Să veniți să vă dau recuzita pentru ceea ce urmează să faceți și să începem machiajul și coafura undeva acolo. Te-ai udat? Un pic. Toată? Da. Vino cu machiajul de azi este unul ceva mai simplu decât cel de una zi. Ședința foto pe malul mării este una mai puțin teatrală, mizând foarte mult pe simțul de interpretare olfactiv al fetelor. Iată-ne la primul shooting în Egipt, prima provocare pe un tărâm străin, prima lor, să spunem, confruntare cu o altă țară. Deci vei avea un parfum pe care trebuie să-l promovezi. Nu uita că lângă tine e un beduin care fumează tot ceva cu esențe. Da? Cât mai senzuală. Îți place ceea ce faci, îți place unde ești, îți place ceea ce miroși. Am încercat să îmbinăm aromele Orientului folosind un beduin care fumea o șișa cu aromele unui parfum. Unor parfumuri spicy, dar în același timp cu un aer fresh floral. Hai, Inga, dă tot ce... Hai, hai, senzuală. Da. Bun. Sexy. În color? Rea. Da. Așa, așa, foarte bine. Să fiu sinceră, niciodată nu sunt mulțumită de mine. Niciodată. Mereu știu că pot mai mult și de fapt că mă gândesc nu fac nimic, chiar nu fac nimic. Și bine, știu că sunt o fire foarte norocoasă, că de multe ori merge așa, cum s-ar zice, fără eu să-mi dau seama. Nu sunt mulțumită și de ce a fost azi de mine, anume de mine. When the moon is bright, yes, mi-a plăcut ședința că a fost pe malul mării, însă consider că soarele a fost un element care, să-i spun eu, că ne-a adus nouă un minus, pentru că a fost foarte puternic și ne-a făcut, chiar dacă putem să ne uităm la soare, să nu putem să ne concentrăm suficient cât să iasă o poză bună. Ok, hai, gata, ok. M-am gândit că o să fie o provocare, cum ne-am obișnuit să primim, dar nu mi-a trecut prin cap că o să fie reclamă la un parfum. O surpriză pentru mine a fost Lucia, care a slăbit puțin, sau puțin mai mult, care a făcut un shooting destul de greu pentru o începătoare. Pozele acelea în apă, cu părul ud, în care să prinzi stropii, pe care Gabi Henis a reușit să-i prindă din plin, e unul greu pentru începătoare. Stai, e ceva ce nu-mi place aici, Gabi, stai, că gânează prea mult, apropie piciorul, apropie-l pe ăsta, și acum întinde-l pe ăsta, întinde-l pe ăsta. Mai o dată. Așa. La ea chiar am văzut, a lăsat machiajul la strident, a început să slăbească, mai are drum, dar deja a parcurs o parte din drum. Și atunci e genul de fata pe care eu cred că
aș fi gata să dau mai mult timp să ajung la nivelul care trebuie decât o fată care poate a ajuns la un nivel mai sus când a ajuns la început, dar care a rămas acolo și de la care nu pot să scot nimic. O poză mișto, te uiți în sus și îți dai așa, dar fără să exact, să nu simți umbră pe față, să simți tot timpul fața luminată. Nu știu să spun cum am descurcat promovând parfumul, pentru că în ideea mea de promovare a unui parfum, nu așa l-aș fi promovat. În primul rând, poziția nu a fost una foarte confortabilă și prin care să pot să transmit ceva. Mi-a intrat soarele în ochi și mai mult lăcrimam. Dar dacă e parfumul Cătălin și el a decis că așa trebuie, știe el de ce. Nu știu, Adela emite, din câte am văzut eu, așa, pentru că el nu-și dă seama că le spionez puțin prea multe pretenții și nu dă nimic. Nu mă face să fiu atent, să fiu receptiv la atitudinea ei în ceea ce privește acest job greu pe care ar trebui să-l îmbrățișeze. Fotografie nu, prezență scenică nu. Mă rog, să sperăm că se îndreaptă sau nu. Și Laura este pregătită să intre acum în acțiune. Așa, 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 perfect, perfect, perfect. Mă simt mult mai bine cu un machiaj mai puternic, adică ca și cum aș intra în pielea unui alt personaj și mă ascund un pic și pot să diversific mișcările și pozițiile și așa. Uite, să vii aici, așa în genul, știu că îți faci plăcut. Știu, asta e? Ce se face? Da? În spatele lui, îți făcută puțin, așa, așa, și vreau să... Deci aia trebuie asta, deci nu poți să faci asta, așa, de asta, ța, 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 da? Hai. A trebuit să mă urc, să stau în genunchi pe sacii aceia care erau foarte rigizi. Am zis că îmi taie genunchii de la... Crunt, crunt a fost. Dar asta e, asta e viața de model, nu e întotdeauna plăcut, nu e cum vrei tu. Asta, da. Da, da, așa, da. Foarte bine. Bravo, o avem. Bravo. Scuză-mă, știu, ți-am făcut genunchii praf, dar asta înseamnă modeling. Nu mai, urci, mergi. Da? Mersi. Deși mi-era greu să îmi țin echilibru, am încercat totuși să fiu într-un fel elegantă și să prezint într-un mod elegant parfumul. Hai că te ține el, ca la gimnastă. Încolo. Te ține el. Mai profil. Așa. Tic-tac. Mama face cea mai bună supă de găină din lume. Oare cum reușește? Eu cred că are toate găinile din lume aici la noi în bucătărie. Sau poate a citit într-o carte din aia cu cerneala invizibilă. Uite, e plic mobilul, așa călătoresc găinile afară din dulap. Așteaptă-te la discuții de genul ăsta, pentru că Maggi, secretul gustului, are acum și o rețetă cu mult gust de găină. Nu te duce în față, nu te duce în față, stai așa, nu te duce mult în față, du-te înapoi. Așa. Și el te ține. El te ține de aici. Hai. Așa. Hai. Dar nu te apreci prea mult în față. Nu am fost chiar atât de spontană, în sensul că nu am adoptat mai multe poziții, am fost rigidă. Puteam să fac mult mai bine, să mă poziționez, să, nu știu,
putea să iasă mult mai bine ședința asta foto. Îmi place foarte mult de Hennessy cum lucrează și Cătălin ne ajută foarte mult, ne spune ce să facem, cum să stăm și așa mai departe. Ne încurajează foarte mult. Dar nu ți-a acoperit fața cu... Deci trebuie să ai soarele tot timpul pe față. Astăzi Madalina a arătat și că poate să facă și puțin fashion și este, a câștigat multe puncte la mine. Nu am crezut că o să intru în apă. A fost o mare surpriză pentru mine. Am crezut că fac poze, nu știu, pe sub apă. Cine știe ce nebunie mai trebuie Cătălin prin cap. Dar mi-a plăcut foarte tare. Problema cu unele dintre fetele este că rămân la nivelul de a fi o fată frumoasă, dar nu au reușit să treacă pragul de a deveni model. Și cazul cel mai frapant este Otilia, care este o femeie care, când o vezi, într-adevăr e o fată foarte frumoasă, dar când e în fața aparatului, parcă nu îți spune foarte mult. Păi dacă eram și eu printre primele, probabil poza mai bine. Nu vreau să fie ăsta un motiv sau ceva, dar eu când mi-e foame și deci chiar nu mai ies în stare să fac nimic, nu mai vine să fac nimic. Mie zic că a fost o zi reușită, grea, pentru că să faci machiaje pe căldura asta, coafiuri, mă rog, în condiții în care ele nu se așteptau, costume de baie, e destul de dedicat să-ți controlezi ținuta corpului într-un costum de baie, orice imperfecțiune le poate aduce un handicap în ceea ce privește o poză bună, care să nu uităm, poza contează foarte mult la jurizare. O zic că a fost bine. 90% din fete au fost ok, trebuia să existe un 10%, veți vedea categoric cine a greșit și cine va plăti cei 10%. În așteptarea ceremoniei de eliminare, Inga și Otilia par să fie animatoarele grupului. Râd prea mult fetele noastre și, după cum avertizează temătoare una dintre ele, după râs vine și plâns. Să vă văd cum dansați acum, la eliminare. Dar știți ce e tare, că noi zicem așa, vesele acum. Dacă nu mă elimină, dansez și acolo. A, da? Fetelor, bine ați venit!
a mai sosit un moment delicat. Cine va pleca astăzi, va pleca măcar împăcată cu ideea că a petrecut câteva zile într-un paradis. Shooting-uri foto, prezentări de modă, provocări. Toate astea vor face până la sfârșit din voi următorul Next Top Model. Avem parte de un juriu, un juriu extrem de profi. Mirela Vescan, make-up artist, Gabriel Hennessy, bunul meu prieten și poate cel mai bun fotograf de fashion din România, care are dare, ore și ore în șir cu voi. Și nu în ultimul rând, domnul Leon Arhire, de la revista Luxury. Leon va face o copertă Luxury cu câștigătoarea Next Top Model. Dar mai are și el o surpriză. Emoții? N-aveți de ce. Am făcut un shooting foto, da? Undeva pe acolo. Haideți să vedem acum ce s-a întâmplat la acest shooting foto. Alexandra, am avut de promovat două parfumuri. Unul destinat femeilor, altul destinat bărbaților. Tu l-ai avut de promovat cel de femei, nu? Da. Mi-a plăcut foarte mult mirosul parfumului și chiar simțeam mireasma. Am încercat să-l promovez cât mai bine. A reușit să lucreze cu shake-ul. Când lucrezi în cuplu e un pic mai greu să te pui și tu în evidență, dar să-ți pui și pe partenerul tău în evidență. Crezi tu că vreunea nu-i place să lucreze cu un shake? Mie chiar îmi place atitudinea. Destul de simplu, dar mi se pare că chiar exprimă ceva. Mersi! Laura. M-am simțit foarte bine. Nu știu cât de bine m-am descurcat. Eu am încercat să dau tot ce e mai bun. Ai avut șansa să pozezi undeva către apus, când lumina pentru fotografie e cea mai bună. Din punctul meu de vedere, rămâi în continuare o apariție extrem de fashion. Eu te văd în această fotografie oriunde, în orice glossy de modă, vei intra. Așa că felicitări pentru această fotografie. Ai o adevărată relație cu Palmieru. Da, am fost nevoită să interacționăm. Ok, mersi, Laura. Madalina. Pisi. Da. M-am simțit extraordinar de bine. A avut o idee extraordinară să mă pună în apă și în pozițiile alea foarte elegante, nu știu cum să zic, foarte sexy. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. M-am simțit în largul meu. Wow! Wow, ar trebui să spun eu. Wow! Dacă la început erai doar o PC, acum pot spune că din această poză ești o PC model bună. Foto model bună. Poate fi o imagine pentru parfum, chiar. Pentru că e vorba de parfumul meu, eu pot să spun că dacă ar fi să aleg o fată să-mi promoveze parfumul, aceea ai fi tu. Este exact expresia de care aș avea nevoie. Ai urcat foarte mult, bravo, felicitări. E cea mai bună fotografie care am făcut cu tine. Este frumos. Mulțumesc. Otilia. Știu că am foarte mult de lucru, sunt conștientă și știu că în așa scurt timp nu am cum să evoluez dintr-o dată. Și ei cu săracul se făcea vânt, vederea relaxată, mai ales cum trebuia să faci. Dar e ca și în viața ta, așa, când nu faci nimic. Nu e nicio atitudine. Dacă te întreabă cineva ce faci, faci bine. Ce părere ai? N-am zvâc. Poza a ieșit ok. Pentru că avem un fotograf ok, pentru că avem un make-up artist ok, pentru că avem un hairstylist ok, pentru că promovăm un parfum ok. Doar atât. Da, Odilea, eu aș vrea să, nu știu, să te bag în priză, nu știu. Ești frumoasă. Să fii ceva, dar cineva. Degeaba. Dacă nu reușești să-mi transmiți prin atitudine, prin personalitate, prin orice vrei tu, frumusețea ta devine sterilă. Next, Sara. Camila s-a mișcat. Mie mi-e frică de Camila, că era odată să mă muște una. Da, eu zic că totuși m-am descurcat pe Camila. M-au ajutat exercițiile pe care le-am făcut la sală. Abdomenele și așa, că dacă nu eram praf, praf e cuvântul. Sara, ți-a pierdut cheful. Dacă la început era așa, acum ești, lasă-mă să te las. Plat, foarte plat.
Ți-am adus o cămilă. Trebuia să profiți de ea la maxim. Îmi place poza. Dar nu e ceea ce vreau. Tu ești una dintre fetele cele mai micuțe din înălțimea, da? Și în momentul în care nu-ți folosești picioarele cum trebuie, par și mai micuță. Iar eu la fel nu văd, pot să zic, aproape nicio legătură între atitudinea ta și contextul total al pozei. Se putea mai mult. Adela. Tot soarele mi-intra în ochi și eram plină de lacrimi pe față. Simțeam cum mi se scurg lacrimile pe față. Și Gabi îmi spunea, ține ochii deschiși, nu mai pot, n-am cum, intră soarele în ochi, schimbă-mi poziția, nu că așa e bine. Același lucru. Ai început foarte bine, dezastros. Acum, nu înțeleg, se întâmplă ceva, suntem într-un loc atât de frumos. Ce se întâmplă cu voi, nu vă bucurați de locul ăsta? Ba e frică da, de mine? Mi-a plăcut ședința foto, doar că a fost soarele foarte puternic. Eu cred, dar ceea ce mi-a ieșit aici este o poză ca și cum ai stat la plajă. Așa. Ia uite, mie nu-mi place. Adela, la tine se întâmplă la fel ca și la Otilia. Parcă nu vă doriți să fiți aici. Adică, parcă moda nu e jobul vostru, nu știu. E... Și nu zâmbiți, nu țipați, nu râdeți, nu plângeți, nu, nimic. Tot timpul e o chestie așa, parcă ziceți că e linia aia de moartă. Și asta pentru mine ca fotograf e foarte rău, că eu vreau să văd sau că plângeți sau că râdeți. Dar nu chestia de sunt aici, e bine, hai mai departe. Puteai să te joci mai mult cu parfumul ca să fie mult mai vizibil. Dar în rest e ok. Da. Of, 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 Lucia. Părul meu, fiind extraordinar de lung, în momentul în care îl îmbibam cu apă și încercam să ridic apă, era foarte greu. Și mi-intra și apă în ochi, dar sper că m-am descurcat. E greu să pozezi în apă, e greu să-ți folosești părul pentru a scoate o poză bună. Destul de senzuală. Poate doar senzual atât, ceea ce nu mă satisface din punct de vedere al modelului. Da, cred că asta aș putea să spun, senzuală. Mai ai de lucru. Trebuie să mai străbești, trebuie să mai demachiezi puțin, dar ai dorință. Mi-a intrat și apă în ochi, dar m-am chinuit. Poate că dacă ai fi avut șansa să mergi mai departe, nu se știe, o să te-am fi tuns, ca să nu mai ai probleme cu porc. Okay. Mersi frumos. Mulțumesc și eu. Emma. Ești constantă, ceea ce înseamnă că e bine. Pe mine, sincer, m-a ajutat manechinul bărbat să îmi țin echilibrul. În rest, mă descurc și singură în ședințe foto. N-am văzut schimbare de atitudine. N-am văzut că ai făcut trecerea de la un loc la altul. Vreau să văd asta pentru că poți. Combate-mă, înjură-mă. Spune ceva. Pot. Poți? Da, pot mai mult. E o poză bună. E într-un echilibru precar, groaznic. Noroc cu Sheiku. Am apreciat asta pentru că, în mod normal, alta s-ar fi speriat și aș fi spus nu, rup piciorul, cad. Să stai pe tocuri de 15 cm pe o cămilă și doar cineva să te susțină, e greu. Dacă ar fi să-mi promovezi parfumul, cu siguranță tu ai fi cea de-a doua care ar putea să-l promoveze. Eu la tine aștept trecerea între de a te vedea la o revistă de tineret la o revistă de fashion. Și pentru acest lucru, în primul rând, trebuie să slăbești. Deci nu mai mânca atât de mult, Emma. Sunt în creștere. Nu mai mănânc. Mersi. Inga. Ce ține de poză, zero complet. N-am nici atitudine, nu am nimic. Începând cu mine, și terminând cu întreaga echipă, cu producătorii, am făcut niște sacrificii extraordinare să ajungi aici. Statutul tău este unul special pentru noi toți și devine o provocare pentru noi. Deși am făcut aceste sacrificii, răsplata nu e una pe măsură. Ar fi trebuit să te gândești că mai mult de 60 de oameni lucrează în această echipă și au făcut efortul, repet, în frunte cu mine, punând, dând jos artileria grea a relațiilor și pilelor, să te avem aici.
poza nu e bună. Inga, tu ai un anumit gen de frumusețe, da? Care este, ca să zic așa, un pic mai dificil. În momentul în care reușești o fotografie foarte bună, va fi foarte bună. Dar câte timp nu reușești să ajungi acolo, celelalte vor fi proaste. Și atunci trebuie să te studiezi, trebuie să vezi revistele, trebuie să înțelegi mai bine fizicul tău. Ok, mersi, Inga. Decepție totală. Roxana. Măritată, dar... Într-o revistă în care îmi place să văd o femeie frumoasă, da. Îmi place poza asta, îmi place de tine aici. Cu remarca că puteai mult mai mult. Ai și un corp frumos, ai și picioare foarte lungi. Care ar fi problema pentru mine? Dacă te-aș chema la un casting și nu te-aș cunoaște, tu vii tot timpul îmbrăcată ca o mamică. Ca o bunică, ai spus? Mamică. Nu am făcut-o bine. Așa aproape și de bunică. Pentru că e măritată, mă, n-ai înțeles. Da, da, ea trebuie să uite acest lucru. Păi asta am spus eu, că trebuie să uite că e măritată. Pentru că tu intri la studio. Poate am să schimb felul de a mă îmbrăca, dar asta n-am să uit. N-ai să uit? Nu. Heidi Klum este măritată. Și ea nu vine la casting-uri. Dar nu are nicio legătură că sunt măritată. Ăsta este stilul meu. Nu are nicio legătură că sunt măritată și m-am... Dar ai tendința de a fi băbuță. Bătrână. Băbuță. Băbuță. E gelos? Nu. Nici el, nici eu. Mersi. Mulțumesc și eu. Pe poza asta, pe cuvânt, eram fan filmul ăla cu Alain Delon și Daniela Di Lazzaro când ieșea în apă așa cu părul. Mm-hmm. E mișto poza, dar e mult prea sexy, e pentru altceva. Ea n-a știut să exploateze faptul că are tocuri. Deci tocul ăla s-a dus în nisip de tot, zici că e în balerin. Nu știu ce să stai pe vârful, deci a trebuit să știe niște amănunte. Și Adela nu spune nimic, deci nu mai îmi spune nimic. Dile are fața aia frumoasă, ochii aia frumoși și se decupează perfect roșcatul ăsta, dar... Dar uite-te, știu că nu interesează deloc. Laura, indiferent ce am zice, rămâne foarte fashion, foarte fashion. Da. Da, să știi că are o mutriță care poate să prindă. Deci, ai văzut și tu că nu se caută fetele care au frumusețe standard. Ea are ceva așa, are zâmbet, Inga, o guriță. E ok, dar Inga are tot timpul stresul cu aolo, dacă nu o să mă mai departe, aolo, dacă nu o să mă să viză, aolo. Se cheamă la antiperspirant. Ne batem cu un sistem incredibil. Incredibil. Deci nu spune asta. Ea a trecut de bariera vizei în Egipt, da? Dar ce legătură are asta cu fotografia? Uite-te și tu. Deci și-a băgat tocurile în nisip. Ar vrea să dea totul ca să aibă motivație să luptăm pentru ea mai departe. Pentru că noi luptăm pentru ea, Mirela, foarte tare. Deci suntem de acord că... Mersi. Știam eu că o să ne înțelegem. Big head, ai emoții? No. Momente. Vedem, după. La ce ți-a zis, eu cred că ar trebui să ai emoții mari. Aha. Mare grijă, făcușică. Nu mă interesează persoana Lucii, nu mă interesează persoana Mădălinei. Nu sunt genul de persoană care să mă halagească. Pur și simplu nu pot. Nu e stilul meu. Știi desenele alea cu Humpty Dumpty? Numai e cap? Humpty Dumpty. E mai bine. Nu e zdravână. Păi, e urât, Big Head. Humpty Dumpty. Lasă-mă, păi, în pace. Dar ce am cu ea? Nimic. Ce am zis, ceva neadevărat? Dacă vor să purtăm o discuție normală, decentă, fără țipete, fără dacă strag una, fără de-astea, sunt invitatele mele. Dar cu exprimări de genul și cu amenințări și cu de-astea, n-am ce să discut cu astfel de oameni. Lasă-o în pace, care și-a emoția. O luăm mai târziu la ciufulel. Pe tine te ceartă că te îmbraci ca o mamaie, pe mine mă ceartă că mă îmbraci cum tare. Dar cum să cu fundul gol ca să arăt cam cât? 19 ani? Nu i-am. Nu am nimic personal cu Inga, dar eu prefer să mă îmbrac așa ca o băbuță decât cu fuste scurte să mi se vadă nu știu ce. M-au și nimerit într-o zi în care sunt foarte, foarte sensibilă. Mi-e foarte dor de soțul meu. E extraordinar de tare și mi-e greu. Cu cât trece timpul, nu-mi imaginam că... Thank you.
imaginam că o să-mi fie atât de greu. Dar probabil de asta am zile în care sunt mai... Tu, Otilia, ce zici? Eu? Aha. Ce să zic? Sunt frumoasă mai și atât. Ea zis, sunt frumoasă și atât. Păi de sunt știută. Sunt total aeriană, n-am nicio treabă cu tot cu ce se întâmplă și nu... Un moment delicat, dar fără de care această emisiune concurs nu poate avea loc. Cele care vor merge mai departe sunt... Alexandra. Felicitări. Pentru a doua oară, cea mai bună fotografie fashion. Laura. Felicitări. Pentru cea care rămâne alături de mine, dar și de soțul ei, Roxana, Leon, general manager de la această revistă Luxury, are ceva de spus. Cred că ai potențial și pentru asta, în ediția de marte a revistei Luxury, vom face un pictorial de modă cu tine. Mai multe informații vei primi după emisiune. Mulțumesc de sus. Deci, Roxana, și măritată, și cu mine în show, și în luxury. Și îmbrăcată ca o babă și... Asta e, te schimbi. Ai zis că te schimbi la îmbrăcăminte, nu? Da. În primul rând am să încerc să fac cele mai bune poze și după aceea. Cum o suporți? Cum o cheamă pe soțul tău? Adi. Cum o suporți? Sunt extraordinar de fericită, deci... Foarte, foarte fericită, mai ales că soțul meu e fan, cumpără revista asta și când va fi să afle, cred că va fi și el tot la fel de fericit să audă că revista pe care o cumpăra și îi plăcea foarte mult, o să apară și soțioara lui. Emma. Dacă să te schimbi... Probabil că vei avea ceva de spus. Dacă nu, va fi delicat pentru că va trebui să pleci. Deocamdată am hotărât să rămâi. Otilia. Cea mai bună poză și care cred că știe să parfumeze cel mai bine un bărbat cu parfumul meu de bărbați. Madalina. Ați rămas doar patru, Lucia, Adela, Inga și Sara. Lucia. Promite că te vei schimba și totul va fi bine, Adela. Promit. Îmi pare rău, fetelor. Viața este grea, dar nu se termină aici, este frumoasă. Voi sunteți frumoase. Din păcate, regulile acestui reality show sunt dure. Știți foarte bine că în momentul în care voi spune ce voi spune, va trebui să părăsiți imediat această locație, să mergeți în cameră, să vă faceți bagajul și să părăsiți Egiptul. Inga. Viața merge înainte. Iau ca atare, ai tot timpul din lume, ești o fată frumoasă și vei reuși. Iar eu te voi sprijini, chiar dacă nu ești la top model, da? Da. Din păcate, acum trebuie să mergi direct în cameră și să faci bagajul.
Știam că shooting-ul a fost greu, am avut machiaj foarte puțin. Poziția mea pe cămin a fost foarte forțată și cred că asta m-a tras în jos. Ce-i drept, nu mă așteptam să fiu eu cea eliminată. Asta e. Când am văzut că înaintează spre noi și a ridicat poza, era în spate scris Inga. Și nu-mi vinea să cred. Chiar nu-mi vinea să cred și m-au luat emoții deodată și... Inga a bufnit în plâns pentru că se aștepta să fie ea cea eliminată. Și am pus-o să ne danseze, pentru că așa a promis înainte de eliminare, că dacă nu va fi eliminată, ne va dansa. Inga, trebuie să ne faci un dans acum. Ne-a promis dansul, Inga! Hai, dansa! Hai, hai cu bună brațe! Hai, Inga! Hai, hai, fă mișcare! Hai, Inga! Hai, Inga! Hai, fă mișcare! Hai, fă mișcare! Hai, fă mișcare! Hai, fă mișcare! Chiar credeam că plec, mulțumesc! A fost ca niciodată. Nu, nu vine să cred, vă spun sincer. Chiar credeam că am să ies și... Scuzați-mă. Îmi pare bine că am rămas. Am încercat, am făcut tot posibilul. Dar se pare că totuși am dezamăgit. Mai am timp să învăț, am doar 16 ani. Poate că mi-a prins și de folos. Nu mai așteptam să o elimine pe Sara. Eu cred că încă e micuță în ani și că poate să se modeleze foarte mult. Toate dintre noi credeam că Adela va fi eliminată. Lucia era ferm convinsă că eu o să plec, dar până una alta eu am un corp ok. Nu sunt eu cea care trebuie să slăbească. Nu văd care e problema ei. Nu mă așteptam să fie Sara eliminată, mă așteptam să fiu eu eliminată. Nu încerc să-mi ridic moralul cu nimic mai mult. Voi încerca să slăbesc, voi încerca să fiu mai frumoasă, să mă educ, să știu cum să-mi pun în valoare calitățile și de ce nu o să mai lucrez la poze, fiindcă chiar și pozele se învață cum se fac. Nu credeam că o să ajung vreodată să lucrez cu Cătălin Botezatu sau cu Gabi Hennessy sau cu Mirela, din care mulțumesc din suflet că m-a învățat să mă machiez. Seamăn cu Cleopatra. Adică ar trebui să-i spun acum Cleopatra, sora mea, am venit tocmai de la București, iată-mă, și am făcut o super ședință foto și sunt și o leacă mai drăguță decât tine. Asta e mare problemă, probabil procesează mai greu. Next model! Next model! Next model! Next model! Bye! Cătălin Botezatu! Deci am făcut o surpriză, da. Adelei. Nu suntem rele, dar așa arată ea.